Domnule primar, domnilor parlamentari, preacucernici părinți, domnilor comandanți, dragi ostași, lucrători în sistemele naționale de apărare, de intervenție, situații de urgență, salvare de vieți, dragi prieteni romașcani. 1 decembrie 1918, 1 decembrie 2019. Mereu vorbim și mereu vom vorbi și mereu se va vorbi. O zi reper, un catarg spiritual al nostru, al românilor. În spatele lui, Tudor Vladimirescu, 1821, pașoptiștii cu marile idealuri, mica unire, războiul de independență, războiul întregirii și desăvârșirea idealului, marea unire. Prea puțin se vorbește despre ce a urmat acum 100 de ani, 1919. 5 ianuarie 1919, când ia ființă Partidul Național Socialist German, cel care avea să producă cea mai mare conflagrație mondială, sângeroasă, plină de durere și zbucium. În februarie, pe 3, are loc invazia armatelor rusești în Ucraina, iar apoi, în martie, are loc primul congres a Comintermului Internațională Comunistă. Iată România, vector, stâlp între ceea ce avea să fie nazismul, dar și ceea ce avea să fie comunismul exacerbat, bolșevismul. România este stâlp, este stabilitate. Să nu uităm că România a intrat și a mers cu libertate, cu bună credință în Budapesta și în Viena, eliberând de jucul bolșevic aceste state. Și apoi, în ordine, disciplină și demnitate, armatele noastre s-au retras în țară. Avem așadar o perioadă grea pe care România a gestionat-o cu demnitate, curaj și patriotism, culminând cu acea conflagrație al doilea război mondial, în care am dat jertfa noastră parcă pentru o întreagă eternitate. Vorbim de Ziua Națională. Ziua Națională este vibrație. Este vibrația care se ridică din țărâna în care își dorm somnul de veci și Mircea, și Mihai, și Ștefan, și Cuza. Vibrație care se ridică prin cățuia preoților și ajung în sufletul, în inima noastră, de unde ricoșează îmbrățișând sufletele românilor și din Italia, și din Germania, și din Spania, și din Anglia, și din America, și din Japonia. Iar de acolo se întorc în suflete brave de români care luptă în Afganistan, în Irak. Vorbim mereu de trecut, dar trebuie să avem în față prezentul. Avem bravi ostași care au luptat și care luptă în teatre de operațiuni. A fost astăzi organizată după amiază această festivitate pentru a da prilejul romașcanilor să poată vedea și ceremoniile de la București și Alba Iulia. Am văzut cu toții, cu inima plinsă de bucurie, acele ceremonii, acele manifestări, acele parade militare. Am fost astăzi mândru că tatăl meu a fost ofițer al Armatei Române, că eu sunt ofițer în rezervă și fiul meu este ofițer al Armatei Române, luptând într-un teatru de operațiuni. Aceste lucruri definesc, aceste lucruri marchează, aceste lucruri tușează foarte bine patriotismul în sufletul fiecărui român. Nu trebuie să uităm niciodată că românii, că armata noastră, au fost, sunt factori de stabilitate. Nu trebuie să uităm niciodată că România astăzi, mai mult ca oricând, este factor de stabilitate aici, pe hotarul de est, a Uniunii Europene și Alianții Nord-Atlantice,
că are un partener strateg deosebit, dar și o alianță strategică de vârf. România astăzi este la adăpost și are cea mai mare garanție de securitate din istoria ei. România și-a dus la îndeplinire întotdeauna obligațiile pe care le-a avut față de toți aliații. România astăzi își sărbătorește Ziua Națională. Ziua Națională este emoție. Ziua Națională este sentiment. Ziua Națională evocă durere și balsam. Evocă dragoste și tristețe. Evocă spirit născut și plămădit într-o istorie care a frământat de idealuri. Astăzi suntem împreună pentru a asista și la un eveniment deosebit a celor care au organizat această paradă. Felicit autoritățile locale, felicit garnizoana Roman, pentru că în această seară veți putea asista la acea manifestare numită Retragere cu Torțe. Este un eveniment care ridică lumină în suflet și în inimă. Este un eveniment la care suntem împreună pentru a găsi ceea ce ne unește, pentru a depăși ceea ce ne desparte. Este despre frați, indiferent de distanță. Este despre unitate în mai mult și în mai bine. Este despre noi toți. Este despre bucuria românismului adevărat. Dumnezeu să binecuvinteze România, Moldova, neamțul și romanul. Dumnezeu să binecuvinteze românii și pe romașcani. La mulți ani, România! La mulți ani, romașcani! La mulți ani, fraților!